Bună dimineața, soare! Bună dimineața, ce faceți? Simt că am buzele super uscate, ceea ce este minunat, pentru că tocmai vreau să mă apuc să filmez. Dăm startul unui nou daily vlog și nu știu de ce îmi stă părul așa, but whatever, putem să-l punem așa. Dăm startul unui nou daily vlog astăzi, pentru că este o zi frumoasă, este luni, este soare, este frumos afară. Cred că e și cald și cred că nu bate vântul, cred, nu bag mâna în foc. Eu acum sunt gata de filmat, pentru că astăzi, de asta am și deschis camera, am zis să fac mai multe lucruri deodată, cum îmi stă mie în fire. Și astăzi este zi de filmat și m-am gândit că ar fi fain odată să deschid camera și să vorbesc cu voi, că n-am mai făcut un daily vlog de... mai țin minte când. În al doilea rând, vreau să fac un get ready with me, de aia nici nu sunt machiată, tot pe ideea că dacă tot am mult de filmat astăzi, să fac și un get ready with me, numai bine. Și în al treilea rând, mi-am făcut o a doua cafea pe ziua de astăzi, pentru că una n-a fost suficient și nu știu dacă se poate numi o găleată de cafea asta, dar cred că așa s-ar putea numi. Stați să iau și o gură. Frige. Yummy. E bună. Yes. It's nice. Da, și pentru astăzi, planul principal este așa. Filmat cât mai multe clipuri. 2, 3, 4. Doamne ajută. Nu știu dacă reușesc să scop 4, dar cu daily vlog-ul, cu Get Ready With Me și încă 2 clipuri dacă filmez sunt cineva. Pentru că tot am trecut eu printr-o pauză din asta fabuloasă, mai mult sau mai puțin voită. Și am zis să filmez puțin în avans. După aceea trebuie să fac ordine, pentru că totdeauna când filmez e dezastru și pe lângă asta chiar trebuie să fac un pic de ordine în casă, adică să mă ocup și de chestiile astea cosmice. Poate după masă vă arăt ce am produs eu în materie de grădină în ultimele zile, în ultima săptămână, pentru că avem planuri mari în materie de grădină și de grădinărit. Și de asemenea trebuie să mă duc la vânătoare să fac rost de ceva vânat pentru a pune acțiune ceva mâncare, pentru a inventa ceva de mâncare, da, exact, pentru a inventa ceva de mâncare. Deci cam asta e ziua de astăzi, cam așa ar trebui să se desfășoare ziua mea de astăzi. Acum, dacă mi-o ieși conform planului, rămâne de văzut, că eu așa cum l-a făcut de planuri sunt foarte bună, dar da. Și cu ocazia asta poate mai povestesc și cu voi mai târziu, mai încolo, dar zic să mă apuc, că este deja 11 și e mai târziu decât mi-am propus. Trebuie propus să încep la cel târziu 10, dar a durat. Până m-am organizat, până am făcut niște chestii pe aici și mă apuc să filmez și vorbim mai încolo, dacă este. Vă pup! Fii vulpiciul meu! Ce, mamă? Ce, mă, vorbărețule? Ce e, mă, moșule, mă? Uitați-l, mă, pe Zdreanță. V-a fost dor de Zdreanță? Și v-a fost dor de mine? V-a fost dor de mine? Că nu m-a mai arătat mami în blog. Dar am îmbătrânit. Trebuie, tocmai cum ziceam, că a venit și maimuțica. Happy Lucy-u! Ia-o, cațe! Haide! Haide, mă, Happy, mă! Ea nu mă lasă să o ating, nu mă lasă să pun mâna pe ea, Doamne ferește, nu! Noi ne iubim de la distanță, așa, noi avem o iubire așa platonică. Dar, da, Luzanță trebuie să încep să-i gătesc separat, pentru că nu mai merge. A slăbit foarte mult în ultima vreme și trebuie să pună mama mâncare, să facă mâncare ca lume la băiat, să facă mâncare ca lume la băiat, că nu mai merge cu bobițe și cu de-astea, nu mai asimilăm. Așa că ne începem. Chiar am niște orez pentru tine, Zdreanță, să stai pe aproape. Vulpi, hai și tu! Haide! Haide, Vulpi! Hai, mama! Hai, Vulpiță! Hai, măi, vulpița mea! Hai, mă, vulpița mea, vulpița mea, vulpița mea! Bineînțeles, tu, gelos, ca întotdeauna trebuie să te bagi. Aici este zona unde se prezintă toate lucrurile și hai să vă fac prezentările. Avem așa, de la stânga la dreapta, avem pătrunjelul de anul trecut, care cel mai probabil va face...
sămânță, dar îl voi tăia eu, îl voi ciunti eu, voi vedea eu ce se va întâmpla cu el, nu știu ce, mă rog, vedem, dacă supraviețuiește bine, dacă nu, avem altul. Am salată creață verde, după cum se vede aici, după tegul ăsta, pe care am pus-o și de aici am să o răsădesc. Acolo în spate este busuioc, pentru că am devenit obsedată de busuioc, deci îmi place de mor. Nu știu unde am trăit până acum, de ce nu am folosit busuioc în viața mea până acum, dar reparăm problema și vreau să am mult busuioc. Ăla e un avion de trece. Aici am pus așa bobiță cu bobiță, am pus din astea ridichi, din alea micuțe de lună, să vedem dacă ies cum ies. E un experiment ăsta aici. Aici este salată roșie. Salată roșie. Pentru diversitate, să fie, tot așa. O voi lua și o voi răsădi de aici. Aici este iarăși a doua tură de busuioc. Vedeți? Am pus în ghivece similare ca să se matching. Să facem matching. Aici avem rucola semănată. Dumnezeu știe ce o ieși, dacă o ieși ceva. Și aici avem pătrunjel. Pătrunjelul de anul ăsta. Și mergem către strat, că mai am un strat. Aici, unde vedeți această construcție deosebită, aici avem așa, la partea asta avem ceapă pentru verde, că mă interesează strict ceapă pentru a avea de verde, sau am ceapă verde. Undeva pe aici există vreo două rânduri de ridichi și niște rânduri de spanac, dacă or mai fi, după ce am udat eu acum. Am udat cu furtunul pentru că mi-a fost, n-am stropitoare și a trebuit să mă folosesc de sticla aia și mi-e silă. E complicat, ca să înțelegeți, dar da, s-a întâmplat aici problema. Motivul pentru care există această instalație artistică, de mare excepție, sunt pisicile, care pisici nu se rezumă numai la ai mei, cei trei mușchetari ai mei, adică Jiminy, Scărpinici și Udi, mai sunt și pisicile vecinilor și când într-un perimetru există cel puțin o pisică, trebuie asigurat printr-o construcție artistică, cum v-am zis, de mare excepție. Și mai avem acest capăt de strat care conține usturoi, tot pentru verde, că nu aștept eu până la anul să se facă el usturoi ca lumea. De ce s-a făcut instalația într-un capăt al stratului și cealaltă instalație în celălalt capăt al stratului, n-aș ști să vă spun, dar așa a prevăzut arhitectul, prin urmare ne-am executat. So, da. Între nu este nimic aici, de exemplu, că de aia nici nu am udat, m-am complicat să ud. Între nu este nimic, probabil am să înșir salata despre care vă povesteam și rucola, că asta mă interesează. Cum că v-am pus la curent cu absolut tot ce ține de grădinăritul meu, așa, o să trec la a face ordine. Nu, mă duc prima dată la magazin. Da, s-a decis, a judecat, mă duc prima dată la magazin. Vedem ce furăm de la magazin, ce vânăm. Nu ce furăm, ce vânăm. Vedem ce vânăm de la magazin și, prin urmare, o să știu și ce mâncare voi inventa după ce vin de la magazin. Așa, nu va bine. Nu va bine. Am venit de la magazin. Și ceea ce se va produce în următoarele momente, ceea ce am inventat sau voi inventa de mâncare, se numește supă de pui cu tăieței, mulți tăieței, mult petrejei, adică pătrunjel. Asta e Pebbles, care cred că mă iubește, brusc mă iubește. Mă iubești? Peste 5 minute. A uitat să specifice. Ce, dacă 5 minute de Pebbles, 5 minute ardelenești sau 5 minute normale. Mi-am făcut și un snack aici. Este 4. Nu știu când a trecut o oră. Deci am vorbit cu voi. Era aproape 3, încă nu era 3. Am vorbit cu voi, m-am dus la magazin, m-am întors, am pus puiul la fiert. S-a făcut 4. Așa. Și mi-am făcut aici un snack care conține castravete cu sare, cu suc de lămâie, trebuia lime, da, aici cu lime mai greu, și am pus și un pic de pudră de chili. Și este un snack și o gustare super bună. Deci vă recomand să încercați. Mai ales vara este super răcoritoare și super bună, dar acum mi s-a făcut poftă. Am văzut castravetele și mi-a zis, vreau. Bun. Cred că deci cele două cafele pe care le-am băut de dimineață, abia acum aș fac efectul. Pentru că sunt foarte hype. Sunt foarte mega hype.
Și eu trebuie să debarasez aici. Că mă gândesc că poate am șanse să mai prind un pic de lumină. Teoretic ar trebui că s-a mărit ziua. Și pe lângă asta s-a schimbat și ora. Și aș putea să mai filmez un clip ca să fiu în grafic cu ce avem în plan. Că eu știți, avem niște planuri pe ziua de azi. Da, mă rog. De la plan până la realizare, da. Adun astea, o pun pe Pebbles pe hold, vorbesc cu ea mai târziu și vorbim. Ah, și mi-am luat și un fanta. Ca să vreau să știți și treaba asta, v-am anunțat. Detergenții de machiante, cea mai bună. Hello, my beautiful babies! Ce faceți? Este seară. Da, este marți, este seară deja, pentru că nu știu când a trecut ziua de azi. De fapt, știu când a trecut ziua de astăzi, dar mă așteptam să decurgă puțin altfel. Dar să o luăm așa, în ordine cronologică, ca să vă pun un pic în temă, pentru că, de fapt, mi-am dorit ca acest daily vlog să fie mai degrabă un fel de update, fiindcă n-am mai făcut un daily vlog de ceva timp, cred că de o lună și ceva n-am mai făcut un daily vlog. În primul rând, aseară, mi-am făcut niște cartofi copți. Pentru că mi-este foarte poftă de cartofi copți, îmi plac foarte tare cartofii copți. Mi-am dat seama că nu mi-am făcut cartofi copți de-a lungul iernii, de obicei iarna, mi se pare că e sezonul lor și nu mi-am făcut. Și atunci am zis, ia hai să-mi fac eu cartofi copți și au fost foarte, foarte buni, au ieșit foarte bine. După care am demachiat și am adormit, pentru că eram obosită, super obosită. Nu pare intensă treaba asta cu filmatul, cu editatul, cu nu știu ce, dar să știți că m-a terminat. Pe lângă că am mai făcut și alte chestii, adică n-am stat doar să filmez și să editez. Astăzi dimineața am fost la Metropola, am început dimineața bine, am fost la Metropola și din păcate cred că o să fie ultima dată când merg. Cel puțin în seria asta, adică din ce am înțeles eu de la fete, pot să mă duc oricând, am un liber și am o idee bună și am ceva de spus și pot să le spun ceva, dar din seria asta de emisiuni pe care am făcut-o în luna martie, cred că o să fie ultima. Acum rămâne de văzut, vă explic imediat de ce. După care, eu intenționam să am tot monologul ăsta sau tot dialogul ăsta, cum vreți să-i spuneți cu voi, intenționam să-l avem în parc. Doar că în parc a început să bată vântul și după experiența de săptămâna trecută am obținut. Pe lângă asta m-au bătut puțin pantofii și n-a fost neapărat vina lor, ci a fost vina mea că nu mi-am pus vaselină. Aveam deja un început de bătătură acolo de la alți pantofi și nu mi-am pus vaselină peste ea și nu mi-am pus vaselină în zona respectivă. Asta este un truc foarte bun ca să nu faceți bătături, by the way, să nu vă bată pantofii. Puneți vaselină. Da, deci puneți vaselină unde era, că era pe aici, îmi stătea în... Puneți vaselină, că este foarte, foarte bună vaselina pentru a vă proteja de bătături. Nu mai faceți bătături, stați că are un sticker pe ea. Asta, vaselină, simplă, da? Și am uitat de dimineață să-mi pun, oricum știam că pantofii ăștia cu leopard nu mă bat și zic, nu mai contează, dar n-a fost așa și am preferat să vin direct acasă. Am ajuns acasă și am început iară să mă ocup de altele, iar acum pe seară la fel am mai editat, am mai așa. Bun, și cam asta a fost. Am încheiat prin a face o baie și prin a aduna și eu puțin, de-aia și puțin părul meu arată în halul ăsta, dar îl voi spăla mâine dimineață când mă voi apuca iarăși de alte lucruri. Dar hai să vă pun un pic în temă cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu
am trecut printr-o perioadă foarte fericită, foarte fastă, nici foarte prolifică din foarte multe puncte de vedere. Efectiv am avut senzația că orice încercam să fac, în orice direcție o luam, se prăbușa totul și că nu mergea nimic și că totul era pulbere și de-aia nici nu am filmat, că n-aveam ce să filmez. Deci eu tentative de daily vlog am avut în fiecare săptămână, să știți, de la ultimul daily vlog, în fiecare săptămână am deschis camera, cel puțin marți, că mergeam la emisiune și am încercat să filmez și am filmat pe acolo și am renunțat la cele daily vlog-uri pentru că nu am simțit, nu știu, nu se pupa pe mood-ul meu, adică nu mergeau, nu ieșeau. Ba mai mult, și bomboana de pe colivă a fost săptămâna trecută, tot marți, când m-am dus în Herăstrău, înainte de emisiune, m-am dus, am făcut câteva poze, am văzut că începe vântul, dar zic ok, nu-i problemă, mai bine fac poze când mă întorc. M-am făcut treaba la emisiune și când m-am întors de la emisiune, zic hai să mai trag câteva poze, să mai trag câteva cadre. Și problema este că în momentul în care eu am deschis camera, nu bătea vântul. Deci era așa o adiere ușoară. Știu că era cod galben de vânt, știu asta, dar nu bătea efectiv vântul. Nenorocirea a fost că în timp ce făceam pozele, dar chiar eram pe punctul să înstrâng totul. Adică mă gândeam să mai fac 3-4 poze și plec. Când mi-am zis chestia asta, a venit o rafală de vânt foarte puternică, deci foarte puternică, la modul că porumbei stăteau așa în aer. Îi lua vântul, ei încercau să zboare și stăteau așa. Deci eu n-am văzut niciodată porumbei stând așa, știți? Bine, încercau cu ciocurile să străpungă aerul, dar ei stăteau pur și simplu perpendicular pe el. Da, deci foarte puternică a fost rafala aia de vânt. Și mi-a dat trepiedul jos. Da, era și el într-adevăr într-o poziție destul de precară, dar n-ar fi trebuit să-l deranjeze vântul, adică un vânt normal. Da, mi-a dat trepiedul jos, a căzut trepiedul, mi-a căzut cu cameră, cu tot pe ciment, ceea ce a fost mirific, adică a fost minunat, n-am ce să zic. Și de acolo, da, de-aia n-am avut vlog când joia trecută, cu o săptămână înainte, la fel nu postasem duminica pentru că nu, n-am putut, nu v-am zis, eram terci cu capul, efectiv terci și n-am putut să filmez. Nu am putut să filmez, n-am putut să mă ocup de chestia asta, deci efectiv n-am putut, am zis că nu, toate lucrurile se prăbușau în jurul meu și zic ok, gata, nu. Așa, și faza haioasă a fost că fix în secunda în care eu m-am dus către trepied să-l ridic, când m-am speriat că s-a spart și am văzut că imediat cum s-a lovit de ciment s-au înșirat bucăți din lentilă, s-au înșirat pe acolo, zic gata, s-a terminat. Aleluia, adios. Fix în secunda în care eu am plecat din zona aia unde stăteam să fac poze, a căzut o creangă dintr-un copac care era lângă. Că eu încercam să fac niște poze acolo la scări în Herăstrău și încercam să fac așa niște poze și, mă rog, am eu un cadru, v-am explicat și pe Instagram dacă vă interesează, am pus o postare și v-am povestit de treaba asta. Și mi s-a părut foarte haioasă pe de-o parte și foarte ciudat în același timp, adică fix în secunda în care am plecat după camera mea spartă, creanga aia m-ar fi lovit în cap. Acum nu vă imaginați că era un ramură din aia groasă. Nu, era o creangă, era ok. Probabil îmi făcea un cucuit țapă dacă îmi cădea în cap. Dar da, mi s-a părut foarte haioasă treaba asta. Și de acolo începe chinul, pentru că n-am obiectiv. Oare camera e stricată sau nu mai e obiectivul? Deci obiectivul meu nu se mai închidea, pe lângă faptul că își pierduse lentilele astea din exterior. Nu se mai închidea. Era terci făcut, adică era îndoit, era, vai, deci nu vreți să știți cum arăta, de fapt am pus o poză. Și până la urmă am găsit un alt obiectiv, nou chiar, culmea, am găsit pe OLX, cred că am găsit un obiectiv nou la un puști care nu-l folosește, că ăsta este obiectivul standard cu care vin camerele. Și chiar mi-a dat și un pont foarte bun pentru obiective pe viitor și pentru alte aparate și alte produse din astea și până la urmă tot rău spre bine a fost, ca să zic așa.
Am senzația că obiectivul ăsta filmează puțin mai bine. Am avut eu ceva probleme cu lumina astăzi, adică n-am reglat lumina, dar asta a fost pentru că mi s-au schimbat și niște setări în cameră și până m-am prins a durat. Dar am senzația că și, se și vede mai bine, deci înseamnă că oricum aveam eu niște probleme cu obiectivul ăla. Și numai bine am luat obiectiv nou, o cheltuială, bineînțeles, pe care nu mi-o doream, adică că nu-mi doream să dau banii pe obiectivul ăsta și să, pentru că banii ăștia erau alocați pentru altceva, dar asta este. Le-am dat, am rezolvat și acum de-aia am vrut să filmez mai mult, să am clipuri cumva în avans, înainte de a mai păți ceva, Doamne iartă-mă, că nu știu. Așa, și acum o să vă pun în temă de ce este ultima dată când mai merg la emisiune, că sigur o să mă întrebați treaba asta. S-ar putea, nu știu sigur, că de-aia cred că nici nu am avut starea necesară să filmez astăzi pentru că am fost foarte tensionată. Aștept ceva, aștept să se schimbe ceva, aștept niște răspunsuri. Se pare că lucrurile se pun în mișcare și că o să fie mai bine de acum încolo, dar aștept niște răspunsuri și aștept să îmi confirme cineva ceva și aștept niște lucruri. Chestie care trebuia să se întâmple de ieri, dar s-a amânat și stau așa în tensiune. Dacă se întâmplă lucrurile alea, nu mai pot să merg pentru că voi suferi o schimbare de program. Așa. Nu vă zic pentru că sunt puțin superstițioasă, dacă vreți. Nu vă dau mai multe detalii. I don't wanna jinx it. Știți? Că am senzația că dacă vă spun, se alege praful de tot. Așa. Și s-ar putea să sufer niște modificări de program care nu mai permit să-mi aloc toată marțea sau măcar jumătate din ziua de marți să merg la emisiune. Ele momentan nu cred că au disponibilă altă zi, emisiunea fiind de luni până vineri, nu cred că au pentru rubrica asta pe care o făceam eu, nu cred că au spațiu disponibil în altă zi. Dar oricum am vorbit cu fetele și cu Aura și cu Lorena și mi-a zis că da, că vreau să mă duc, pot să mă duc oricând pentru că ne-am legat așa, știți, cumva ne-am împrietenit, chiar aveam niște discuții azi cu Lorena apropo de seriozitate și de cum oamenii cred că dacă e vorba de o emisiune, de o emisiune mică și o televiziune mică, își permit să fie neserioși. Și mi se pare trist chestia asta pentru că ce vreau să rețineți este că indiferent când faci o promisiune, că faci o promisiune unui gândac, că faci o promisiune unui fir de praf sau că faci o promisiune unui președinte de stat sau, nu știu, cele mai importante persoane de pe lumea asta pentru tine, este o promisiune. Că ți-ai luat angajamentul, ți l-ai luat. De-aia eu ziceam, vorbeam cu ea și i-am zis că nu înțeleg aspectul ăsta cu hai că vin, dar după aia știi, nu mai vin că nu am putut să mă trezesc sau nu mai vin că nu mai am chef. Știți? Eu nu înțeleg chestiile astea. Nu pot. Sunt foarte radicală. Știu că sunt foarte radicală în sensul ăsta, dar eu personal nu pot să înțeleg aspectele astea pentru că în momentul în care mi-am dat angajamentul, salutare. Apropo de asta, era o întrebare în Q&A despre mă răzgândit ușor, dacă mă răzgândesc ușor sau dacă îmi schimb părerea ușor sau nu. Tocmai de asta, pentru că în momentul în care ți-am zis că fac ceva, păi îl fac. Că mor, că mă pun de-a curmezișul, că nu știu ce, îl fac. Și de-aia eu nu concep ideea că ele, eu am și ele și Georgia astăzi îmi spune seseră, începuseră, mă luaseră cu vai, dar tu ești foarte bine organizată. Nu știu dacă sunt foarte bine organizată, personal, pentru mine eu cred că nu-s bine organizată, adică aș putea să fiu mai bine organizată de atât. Dar în momentul în care le-am promis că merg la emisiune și le-am spus, băi, la ora 11 sunt acolo pentru că eu trebuie să fiu mai devreme, eu n-am fost la 11 acolo, nu știu, cred că au fost rare situațiile în care am fost fix la 11 acolo. Eu am fost la 10:30. Știți, pentru că îi ziceam și Lorenei, poate ai nevoie să mă bagi mai devreme în emisiune, poate se întâmplă ceva și e nevoie și zic, dacă tot dispun de timp și dacă pot să fiu acolo, ok, dacă nu pot, stați așa că trebuie să iau trebuie, duc mi-am morțit mâna de tot, nu mai pot. Ce am făcut eu asta de prima dată? Uliu, ce ciufulită sunt. Așa, ziceam că dacă nu pot, îți spun din start. Băi, nu pot, bă, nu am timp, bă, n-am chef, bă, nu știu, îți spun din start, adică de fiecare dată
îmi asum chestia asta și nu concep ideea de a spune, da, vin, dar după aia să te trezești cu o jumătate înainte de, cu o jumătate de oră înainte de a intra în emisiune, că nu mai vin sau că nu mai am chef sau că nu m-am trezit sau eu nu accept chestiile astea și e bine să vă educați în sensul ăsta, pentru că e vorba de respectul față de sine în primul rând. În momentul în care promiți ceva și în momentul în care faci o promisiune și în momentul în care ți-ai luat un angajament, ori de care, față de oricine, în primul rând e vorba de respectul față de tine. Da? În primul rând e vorba de respectul pe care ți-l acorzi tu cuvântului tău și de-abia apoi este vorba de respectul față de alți oameni sau față de cei care ți-ai luat angajamentul. Da, și de asta nu cred că mai pot. Adică ele au zis, dacă nu se întâmplă ce se întâmplă, oricum marțea viitoare nu se filmează emisiune, că au reluări, fiindcă filmează emisiunile de Paște, deci oricum n-aș fi mers, dar dacă nu se întâmplă, ce sper eu să se întâmple și ar trebui să se întâmple și Doamne ajută să se întâmple și țineți în pumnii, că poate nici până când postez vlogul nu s-a întâmplat, dacă nu se întâmplă, vom continua cu emisiunea, adică va rămâne de văzut și în cazul vostru, va rămâne să vedeți dacă s-a întâmplat sau nu, dacă mai apar la emisiune înseamnă că nu s-a întâmplat ce-mi doresc eu și dacă se întâmplă, atunci nu mai pot să apar la misiune, tocmai pentru că nu mai am timpul disponibil. Adică dacă se va ivi vreodată, vreo zi, vreo oportunitate, nu știu cât să am liber sau ceva și pot să merg, eu o să merg cu mare dragă, pentru că v-am zis, și Georgia este foarte simpatică și Aura, producătoarea mare, și Lorena, ambele sunt foarte simpatice, foarte drăguțe și foarte, toate trei, pardon, sunt foarte simpatice și foarte drăguțe și au fost foarte drăguțe cu mine și mi-a făcut plăcere să lucrez cu ele și să vorbesc cu ele și să le cunosc și să văd așa cam care feeling-ul din spatele unei emisiuni. Da, cam atât pentru moment. Deci cam astea ar fi update-urile. A fost o perioadă câh. Să sperăm că am trecut de perioada aia câh. Să dăm așa, să trimitem un vibe bun către perioada aia. Eu am așa, cumva, nu știu, intern am cumva o senzație că a trecut perioada aia câh și că se vor întâmpla lucruri bune acum care să compenseze toate perioadele astea urâte care au fost, că au tot fost din 2020, au tot fost numai perioade urâte. Doamne, iartă-mă că parcă nu se mai termină. Și da, rămâne să vedem ce se întâmplă. Sunt așa în hope. Da, cam atât. Pentru astăzi, dacă mi-a scăpat ceva, aia e. Știu că mi-a scăpat, că așa mi s-a întâmplat de mult, de fiecare dată. Zic, să vă le spun fetelor și aia, să le spun și aia, să le spun și aia, să le spun și aia. Și după aia mă trezesc când deschid camera, că eu n-am nimic de spus. Ce ar trebui să zic? Un alt motiv pentru care am n-am continuat daily vlogurile alea pe care le începusem de zile trecute. Dar pe asta sunt eu încăpățânată să-l duc la capăt și pe lângă asta m-am gândit, mi-a bubuit mintea când am deschis ieri camera, mi-a bubuit puțin mintea să fac un alt fel de daily vlog, un pic alt format, să-mi ziceți dacă vă place. Încă nu am apucat de editat, deci daily vlog-ul ăsta este singurul clip pe care nu m-am apucat să-l editez, dacă nu o să-l editez, sper să pot să pun în aplicare ce am eu în minte, sper că am luat suficiente cadre pentru ce am eu în minte și să-mi ziceți dacă vi se pare ok așa, sau mergem cu varianta clasică, sau putem să facem o variantă mixtă, da, chiar sunt foarte curioasă. Cam atât. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Thank you.